Atac fără precedent la adresa Laurei Codruca Kövesi după verdictul din procesul cu Antena 3, e un atentat. Atac fără precedent la adresa Laurei Codruca Kövesi după verdictul judecătorilor din procesul cu Antena 3. Curtea de apel Ploiești sublinierea a decis, marci, ce subliniere Fadna, Laura Codruca Kövesi, va primi suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, în solidar, de la Curăcii Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvic subliniere ISC Antena 3. Decizia nu este definitiv. Jurnal T Antenei 3 pot să fac recurs în termen de 30 de zile. În direct la Antena 3, Răzvan Savaliuc acuz faptul ce jurnal sublinierătilor li s-au respins absolut toate probele. În acest apel nu s-a administrat nicio probă în plus fac de fond. S-au respins pe bani rulanți. A fost o frică a instanțelor. Am arătat cu decizii ale CEDO ce sunt obligați să accepte probe. Nu aveau cum să ne pedepsească. Ne-au scos ca să nu ser subliniere te prea mult la mine subliniere i la Radu. La ceilalți s-a dat pedeapsa maxim. E un atentat. Mai există subliniere i recursul, a spus Savaliuc.